Vedem ce ne urmărește pe Thelma. Urmărește degeaba, că săraca are probleme mentale. Da. Hai să investigăm. Bun. Da, trebuie să-i duc buletinul ăsta înapoi. Hai să vedem pe a ta. Unde? Ah, sunt deja în zona în care trebuie să caut unde ar putea fi. Cineva o supraveghează. I'm sorry you ended up on my plane and called medical bench. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Nu pot să-l văd pe ăsta. Aha, de aici. Ce se întâmplă? You don't mind if I search your pockets? Do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. În principiu, nu știu ce să zic. În principiu, da, nu mai are ce face cu chestiile alea, dar are așa foarte ciudat să iei de la cineva care nu se poate apăra. Ia să vorbim, deci, ce faci tu aici? Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Fur de la mort. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living, and I'm sure they would agree if they could speak. Okay, să zicem. Da, arată un pic de respect. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Okay, să zicem. Și mai am ceva despre tine care nu știu. Okay. Goodbye, ne vedem mister mai târziu. O să te supraveghez. Pare o persoană foarte suspectă. Da, căutam o intrare ceva, nu știu. Pe aici se poate merge prin dreapta? Ar putea să... nimic de lutat? Se pare că nimic de lutat. Aici avem ceva de lutat. Două persoane, level 6 și level 7. Ok.
Christ! Doesn't like burning. L-am omorât. Nasol. Acum am rămas fără sânge. Încă o dată. N-am viață. Acum am viață, dar nu prea mai am sânge. Stai să lutez. Ia să vedem ce zice. Fac un rezumat după ce citesc repede. Da, o suspectează pe tipa asta, după cum am crezut. Și vrea să-i raporteze unora. Ceea ce înseamnă că și noi va trebui să mergem undeva. Aha, aici. Nu știu dacă mă simt în stare deocamdată să plec din zona asta a spitalului. Altceva? Ia pe Mortimer ăsta. Harta. Unde e? E tot aici, în zona spitalului. N-aș pleca momentan din zona spitalului. Presimt eu așa că zonele alea sunt mai dificile. Aș vrea să evoluez un pic înainte. Da. Hai să-i dăm lui Milton portofelul. Și apoi... Apoi să mă duc să-l rezolv și pe Mortimer. Și apoi cred că dorm. Ca să evoluez un pic. Hello, Milton. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Da. Da, întotdeauna încerc. Da, de ce ai reputația așa proastă? Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Mai ești tu dreptate. Da, ți-am găsit portofelul. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet. No. With all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. No. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Okay. Spun. Da, spune-mi despre relația ta cu... What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Da. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. Da. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Okay. Da, ar putea fi... Deși nu știu dacă... De ce? De ce ai fi concediat dacă ai o relație? Nu e profesional? You do realize you could both get fired. Nu știu. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. N-am bani deloc. Ah, bă, da, uite că am niște bani. Să vând ceasul ăsta. Uite, am făcut niște bani. Momentan am nevoie de nimic, poate, de
Shotgun asta, dar nu acum. It's safer here than anywhere else in the East End. Vezi? Hai să vedem despre Mortimer ce... în direcția asta. Acolo sus? Niște băieți de ăștia. Ok, suntem în casa lui Mortimer. Ia să zice aici. Asta e refill. Nu, nu ne trebuie. Scrisori. Scrisoarea asta. Dragă mamă, bla bla bla. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. Da. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Și ce vrem să facem? Avem un loc unde să evoluăm. It's locked. Ok. Avem și un pat. Să vedem și aici. O, avem pe cineva din Pridwin. Ia vină cu aceasta. Asta e level 10, e cam puternic. Dăm niște sânge. Au, au. That's what you do. N-am vreo rost să mă duc încolo. Da, încolo mă duc spre Docks. N-am ce să caut acolo momentan. Aici? Oh. N-am nevoie să te mănânc, am sânge destul. Hai să-i mănânc și pe ăștia, măcar primesc XP. Încă altceva. XP nu mult. Încolo ce se întâmplă? Încolo mă duc în altă parte, n-avem să căutam direcția aia. Nu, nu, nu. Acum nu știu cui să-i dau scrisoarea, lui sau ei. Sunt tentat să-i dau lui Mărța.
și și ea e cam manipulatoare. Nu știu ce să zic. Going to take to fix me properly, a month? A year! You have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when you're feeling good better. Good evening, sir. Okay. Doctor. Acum asta e întrebarea. Pe cine vreau eu mai degrabă să aflu? De la despre ea sau despre el? Unde sunt ăștia? 700, 1000... Mai degrabă cu ea vreau să mă pun bine. Care mai mult XP. Ok, eu dau ei. Good evening, doctor. How is my son doing? Nu o să-ți vine să crezi, dar am o scrisoare pentru tine. Da, despre... hai să vorbim întâi despre ele. Ea e ca scris un... I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture. Nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Da, yes, o s-ar putea să încerce să o... You realize your son could try to kill himself again. He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Da, presupun că n-ai ce face. Da, ești în denial. Da, pregătește-te pentru ce mai rău. Your empathy is remarkable. But I fear that your son's decision to end his life has already been made. How dare you talk to a mother like that? Talk to me like that? I'm only trying to be honest, Mrs. Goswick. As painful as this fatal end may be for you, you have to accept this is a possibility. No, I'll never accept it. If my son was to die under your care, well, you have no idea what I'm capable of, Dr. Reed. Dar n-am zis asta. Păi, te mănâncă și așa, fără. Deci, Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, îi dau scrisoarea lui acum, m-a enervat. All he said to me was that he wanted to make the world a better place. Se simte fără putere. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. E emo. Da. Deși nu era inventat cuvântul ăla pe vremea aia. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. Da, ce vrea să zică? He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Are depresie. Ok, nu-ți dau scrisoarea. Goodbye, Mrs. Goswick. Mortimer. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Ia scrisoarea. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now, please, let me be. Eram să
Oh, 100 de shillings. Mulțumesc, mulțumesc. Speram să aflu mai mult de la tine. Da, am citit scrisoarea. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Da, durerea poate fi o unealtă bună. Mulți artiști sunt îndurerați. Ai putea să găsești o preocupație de asta. The world is bleak. But maybe the pain we feel is the best compass for making it a better place. How can we repair the world, Dr. Reed, when mankind is the biggest problem? N-aș yes, the world will be a much better place when we're gone. Depinde ce înseamnă un loc mai bun. Fii mai verde și mai natural și există animale. But don't hesitate to contact me if you need any help. Dar nici nu mai va exista nimeni care să aprecieze lumea. But in the circumstances, suntem singurii care putem să apreciem conștient lucrurile din jurul nostru. Da. Cred că e timpul să ne băgăm la sol, zic eu așa. Ce mai aveam? Mai aveam niște misiuni, dar ăsta și al ăstora unde este? E aici, în zona docurilor. Nu, nu, aș vrea să evoluez un pic înainte să... Înainte să mai fac chestii. Este. Am luat o formulă. Nu ce e formula asta. O, tratamente, bun, bun, bun. Și ăsta de jos avea fatig. Dar n-am conin. Probabil să vedem la somn. De mâine ce putem face. Bun, ce vrem acum? Aș vrea să bag în health și în stamina. Astea două foarte importante am observat. Rămân deseori fără stamina. Asta cât mă costă 2. Wow. 2000. Wow. În orice caz. Asta. Deci asta trebuie să fiu level mai mare. Și mi-ar mai fi bun. Fast regeneration. Ceva defensiv. Tactic. Asta cu umbra cât mă costă. Putea fi bun. Dar parcă aș mai vrea să mai măresc capacitatea de sânge. Da, nu, măresc și capacitatea de sânge, că e important. Și mai pot încă ceva de 300. Cred că asta. Sau să fac să-mi dea un pic de regen când îi mușc. Nu știu ce să zic. Mușcătura. Nu. Da, să iau mai mult. Ok. Seara următoare. If I'm to stay here until my research is complete,
I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Mâncăm. Mâncăm cât mai mulți. Sunt vampir. La urmă, nu? Hello? Are you ceva? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. Sigur, a crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Okay. Nu mai avem antiseptic deloc. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke. And space is luxury we don't have. Okay. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Da, mulțumesc. Și te rog, du-te și spală-te pe mâini. Nu-mi place sângele ăla. Sunt convinsă că ai operat pe cineva, dar nu e normal să stai cu sângele pe mâini. Te speli după ce termin. Păi hai să mergem acolo întâi. Și apoi mai vedem, mai rezolvăm și din celelalte după aceea. Morgă în direcția aia. O să ies pe aici. A, nu, stai că eu mă duceam la cealaltă misiune. Mă duceam la investigație. Pe aici, cumva. Aha, uite, o ușă mică la sfârșitul aleii. Bun, hai să vedem ce găsim pe aici. Care să ne ajute să creăm antiseptic. Aici e ceva? O, e probetă. Nu e chiar foarte folositor aici. Nic. Niște bani. Ok. Să mergem la etaj. Oh, scalp. Hai să rezolvăm un tip băiatul ăsta. Uite chiara. Oh, ce-a fost asta? Nu știu că azi.
Au, au, au. A rămas fără stamina. Din sânge, ia din sânge. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. Da. This sickness moves faster than influenza. Interesant. Asta este ceva din care Juanin. Bun, bun. It's locked. Aici nu putem intra. Ceva? Ce aici? Gloanțe. Nu mai știu pe ce schimbam, însă. Aha. Așa pot să schimb. Pe pistol. N-am nevoie de pistol momentan, dar... Aha. This key will surely grant me access to the basement. Da, da. Cam atât de aici. Tu de unde ai apărut, mă, mai și speriat? Hai, n-ai beautiful air. Am venit așa dintr-o dată. Ia, aici și-a Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But... They do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Da. Mai sus e ceva? Ok, cam atât. Deci acum trebuie să mergem la subsol. Ia să vedem. Uh-oh. Nu-mi place. Presimt ceva mai... Ceva mai periculos. În subsol. Da.